Vă salut, oameni minunați! În cele ce urmează, vă invit să descoperiți principalele beneficii oferite de ștevie pentru sănătate. Ștevia sau Rumex patientia este o plantă erbacee, perenă, răspândită în Europa, Orientul Mijlociu și Asia Mică. Întâlnită în flora spontană în curți, pe lângă drumuri sau fânețe, planta este puțin pretențioasă față de condițiile de mediu și rezistentă la temperaturi scăzute. Ștevia este o plantă des întâlnită în România, însă în prezent beneficiile ei nu sunt atât de cunoscute și apreciate cum erau pe vremea strămoșilor noștri. Atenție! Nu confundați ștevia Rumex patientia cu stevia, stevia rebaudiana, care este o plantă originară din America de Sud, fiind unul dintre cele mai puternice îndulcitoare naturale. Ștevia este o plantă comestibilă foarte versatilă, dar și o plantă medicinală cu multiple proprietăți benefice pentru organism. Adesea subevaluată, planta este de fapt o sursă de nutrienți esențiali. Frunzele conțin protide, esmodine, fibre, fitosteroli, acizi oxalic, crizofanic, tartric, vitamina A, vitamina C, vitamine din complexul B, săruri minerale de calciu, fier, magneziu, potasiu, sodiu și zinc. Se consumă de obicei primăvara atunci când frunzele sunt proaspete și tinere. Frunzele tinere se folosesc la prepararea ciorbelor, tocănițelor, salatelor, plăcintelor, omletelor, piureurilor și cafoi pentru sarmale. În medicina umană, de la ștevie se utilizează frunzele tinere și rădăcina. Planta are proprietăți antiscorbutice, depurative, astringente, digestive, diuretice, laxative, purgative, remineralizante și tonice. Primăvara este ideal să consumăm verdețuri după perioada rece, când corpul are nevoie de mai multă energie și vitamine. Ștevia este una dintre plantele care are proprietatea de a stimula tranzitul intestinal și bila. Ajută la digestie și elimină rezidurile din organism. Planta calmează mucoasele intestinale inflamate și stimulează mișcarea intestinală pentru a remedia constipația și indigestia. Deși are un efect laxativ natural, ștevia este un remediu bun și în cazul diareei. Fiind o sursă de electroliți, aceasta ajută la restabilirea echilibrului fluidului natural al corpului. În plus, datorită conținutului său bogat în fier și vitamina C, ștevia ajută organismul să asimileze mineralele și vitaminele, întărind sistemul imunitar care a avut de suferit în timpul iernii din cauza expunerii slabe la soare și a consumului de alimente mai bogate în grăsimi. Planta este una dintre cele mai recomandate în tratarea anemiei. În afară de conținutul bogat de fier, rădăcina și frunzele conțin multe alte substanțe benefice organismului. Poate fi de ajutor pentru persoanele diabetice, deoarece revitalizează celulele beta afectate, temperează senzația de foame și combate pofta de dulciuri. Ștevia era folosită în timpuri străvechi, în curele de slăbire, datorită proprietăților sale de reglare a nivelului de zahăr din sânge. Se spune că pigmenții șteviei au un puternic rol în reglarea greutății corporale. De asemenea, conținutul de flavonoide ajută organismul să elimine excesul de lichide din organism. Un studiu științific arată că ștevia conține antioxidanți care neutralizează radicalii liberi, prevenind leziunile țesuturilor și a celulelor, în special la ficat. Planta combate bacteriile care provoacă cariile dentare și este utilă pentru sănătatea părului și a scalpului, mai ales a părului uscat cu firul subțire. Totodată, vitaminele existente în ștevie ajută la sănătatea ochilor, prevenind problemele oftalmologice. În medicina tradițională se utilizau frunzele de ștevie zdrobite pentru a trata diverse probleme ale pielii, cum ar fi abcesele pe piele cauzate de o infecție bacteriană puternică. Frunzele sunt folosite în boli endocrine, abcese, erizipel, afecțiuni hepatice, icter, insuficiență hepatică, atonie digestivă, ulcer, diabet, vărsături, adenită, diaree, dizenterie, impetigo, tuberculoză, hemoptizie, hemoroizi, hernie, tuse, leucoree și laringită.
Rădăcina este utilizată în intoxicații, scorbut, reumatism, afecțiuni gastrice, afecțiuni ale sângelui, sifilis și ulcer cutanat. Pentru tratarea bolilor menționate, ștevia se poate consuma în salate și alte preparate. Este indicat să alegeți întotdeauna frunzele tinere. Pentru tratarea intoxicațiilor, în reumatism, scorbut, sifilis, în afecțiuni gastrice și ale sângelui, puteți prepara un decoc din o linguriță cu vârf de rădăcină uscată și mărunțită la 250 ml de apă. Se fierbe timp de 5 minute și se consumă 2 căni pe zi. Pentru acțiune diuretică, laxativă și depurativă, utilizați infuzia obținută din 20-30 de grame de frunze la 1 litru de apă clocotită. Se beau 3 căni pe zi. Inflorescențele și rădăcinile au proprietăți tinctoriale. Sunt utilizate pentru vopsirea fibrelor naturale în nuanța de galben, brun-auriu și bej-cafeniu. Datorită conținutului de antrachinonici, substanțe care ajung în sânge și în lapte și care pot provoca diaree bebelușului, ștevia nu este recomandată mamelor care alăptează. De asemenea, este contraindicată utilizarea șteviei de către persoanele care au calcul renal sau biliari. Deoarece conține oxalați, toți cei cu afecțiuni care rețin în organism oxalați, este indicat să nu folosească această plantă. Acestea au fost informațiile pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră. Sper să vă fie de folos. Dacă v-a plăcut acest videoclip și vreți să vedeți și altele, nu uitați să dați un like, să-mi scrieți părerea dumneavoastră în secțiunea de comentarii și să vă abonați. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă doresc sănătate și numai bine!